Imagini. Săptămâna patimilor în Țara Sfântă. Antena 3 o să vă arate live cum se simte cea mai mare sărbătoare a creștinătății, exact din locul în care s-a schimbat omenirea. Trimisul special al Antena 3 la Ierusalim va reface drumul durerii și va arăta toate locurile sfinte prin care a trecut Iisus Hristos, de la momentul intrării în Ierusalim, în Duminica Floriilor și până în Săptămâna Patimilor, la învierea sa. Așadar, colega mea, Mădălina Mihalache, o transmisiune în exclusivitate acum de la Ierusalim. Suntem pe urmele lui Isus. Bună ziua, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Suntem în Țara Sfântă, locul pe care l-a ales Isus pentru a se naște, pentru a trăi și pentru a muri. Dar mai ales locul în care a ales să ne arate nouă tuturor miracolul învierii. Străbatem cu picioarele, dar mai ales cu gândurile, locurile în care a fost Mântuitorul înainte de învierea sa. Noi și mii de pelerini care au venit nu neapărat să petreacă, ci să simtă această sărbătoare cea mai mare a creștinătății, pentru că unde altundeva, în ce alt colț din lumea aceasta, să trăiești mai intens sărbătoarea învierii Domnului. Vom merge în toate locurile în care a fost Mântuitorul în ultimele sale zile pe pământ, vom reface traseul lui Iisus Hristos aici la Ierusalim, vom face transmisiuni speciale, vă vom arăta locurile pe care le-a iubit cel mai mult Iisus Hristos, iar acest loc, Grădina Ghețimani, este în mod cert unul dintre ele. Este locul preferat de rugăciune și de liniște al Mântuitorului, grădina cu măslin, dar este și locul de unde a fost ridicat în Joia Mare și arestat, trimis la judecată în fața lui Ponțiu Pilat. Este locul în care Iuda i-a dat sărutul trădării. Așa cum vă spuneam, vom avea transmisiuni speciale, veți vedea interviuri cu preoți români care slujesc aici în Țara Sfântă, veți vedea de asemenea mărturia omului care participă la ceremonia aprinderii luminii, omul care aduce lumina în țara noastră. Rămâneți cu noi!